Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video de genul Bobo încearcă sau Moldovean încearcă. Data asta avem un joc nou numit Darksburg, care din câte văd eu din meniu, deci asta e doar părere dată după ce am văzut meniu, pare a fi un joc cu zombies, cumva, știi, gen cum era Orcs Must Die, doar că asta s-ar putea să fie ceva mai diferit și mai ciudățel și bine, și asta văd că e multiplayer, cel mai probabil pentru că m-a întrebat de server și de alte chestii de genul acesta. Și pe lângă asta am văzut ceva mini poze, gif-uri de pe pagina de la jocul și eram ceva genul ok, pare interesant, adică arată bine ca și design și grafică și am zis bă, de ce nu, că pana mea, totuși ar fi drăguț să mai încercăm și alte jocuri, că ce-i drept dacă e să o luăm așa. Nu prea mai avem cine știe ce jocuri, până luna următoare când apare Doom și Animal Crossing, nu prea mai avem nimic interesant de jucat luna asta, ceea ce e puțin cam trist. Acum să sperăm că există jucători în toată treaba asta. Oh, te puneți să alegi un fel de erou. Rose, Vărag, Runolf și Abigail. E, sora Abigail și aia e un fel de healer. Stai, ce zicea? Ok. Arată drăguț ce știe să facă aici. Putem să dăm lock-in pe asta, zic. Poți să joc solo? Oh, cred că pot să joc și solo. Mă, dar ce drăguț arată designul, să fiu sincer. Ai și parcuri și toate alea. E că am să dau play solo. Start now. Oh, super, îți dă AI, ok. Deci mă panicase pe secundă, am crezut că am crezut că o să mă joc singur sau ceva. Oh, am crezut că e first person sau ceva. Deci că e un fel de League of Legends sau ceva, nebunie. Oh, ce-i asta? Asta-i shop? Vreau să intrac F2 în shop. Sunt sărac, ok, deci n-am bani de nimic, ok, perfect. Bun, cum scrie? Deci W, Q. Ok, ăla e un fel de jump. Cum ataci? Click dreapta, ok, deci click dreapta este butonul de atacat. Cred că ni-l dau cum trebuie. Ok, deci e totuși un joc cu zombies, am o dreptate. E un fel de Orcs Must Die, Left 4 Dead, înțelegi la ce mă refer aici. Dar e League of Legends Left 4 Dead. E că arată puțin UI-ul și toate alea și tastele sunt foarte asemănătoare cu un MOBA, dar doar că ăsta nu este un MOBA. Shift este tastă pentru ce? Ce înseamnă să te joci fără tutorial? Cred că Shift stai pe loc și tragi. Da, cred că asta e, da, exact ca în jocurile ARPG. Ca în Wilson, dacă e să luăm așa. Ceea ce mi-am testat, ar ca să nu postez Wilson, pentru că încă mă gândesc dacă vreau să facem serie cu el sau nu. Că, na, nu vreau, cum am spus, nu vreau să vă ocup... Nu vreau să-mi pierd timpul făcând video-uri dacă și nu vă place să vă uitați la ele, dacă nu vă atrage. Dar o să mă mai gândesc, nu e nimic bătâncuie încât să fie acum panică. Ok, E. Ok, trebuie să fii ținut apăsat. Și am trins veverița pe ei. Mamă, ești nebun, ce tare. E interesant design-ul. Văd că lupul e un fel de tank. Dar, din câte uite aici, cumva a apărut un inamic nou care a... Da, bă, uite că a apărut... Oh, e și PvP style! Oh, da, mă, că doar avea acolo și co-op, PvP și... co-op și PvP avea, deci era foarte, foarte interesant făcut. Și văd că ți se încarcă abilitățile. Ok, deci da, dacă ți-ai apăsat, dai altfel. În felul meu aș aștepta să fiu alea că, cum zic, mai... fast pace, probabil? Adică poți să fii super fast paced cu jocurile de genul ăsta. Parcă nu ajung să folosesc abilitățile așa de des pe cât ar trebui să le folosesc. Ori probabil caracterul meu nu e cine știe ce. Văd că cumva am buff de attack speed. Cred că am buff de attack speed în funcție de câte kill-uri reușesc să fac. Da. Deci cred că în funcție de kill-urile pe care reușesc să le fac îmi crește un attack speed sau ceva. Ok, hai să distrugem asta de aici. Deci, dacă nu iau hit, probabil că mi se pune life hit, life steal acolo și... Auleu! Rupeți-l pe ăla! Oh, și altă chestie, am observat că tipa aia de care ziceam eu că e healer, în pana mea zici că e un fel de Holy Paladin combinat cu Fury Warrior. E foarte dubios. Dar designul îmi place, designul jocului e destul de nice. Oh my god, n-ai știu dodge-uri sau ceva? Ok, la maxim 20-20, bă, că atac super...
Super repede acum. Asta e partea bună, măcar nu trebuie să o să fac cine știe ce. Că l-am pus pe veverițoi, pe Twig acolo, cum zicea că îl cheamă. Deci noi trebuie să o luăm pe aici. Ok, mai multe bandaje. Use-te. Uleu, mamă, am pierdut buff-ul. Hai, că da. Am să mor. Firar, am să mor. Literalmente. Ok, Q. Vaulting time. Twig. Fă schema. Schema ță. Mamă, stai, vorbeam de fast pacing mai devreme. Uite-s fast pace-ul, bobiță. Oh, vreau aia. Cumva cineva a dropat mire. Cred că cineva a dropat mire. Ok, am ultima ta. Ultima time. Aia a fost tot, pur și simplu a dat o mare poc într-o direcție și aia a fost. De ce aveam așteptări mai mari de la chestia asta? Oh, e Noct! Încerc să o ajut pe aia, dar mi-e foarte greu să ajung la ea. A, deci abilitatea aia nu era a mea cum o vola pe jos, am crezut că a mea era. Ok, văd că sister Abigail se distrează. Mamă, ce mi-a dat ăla! Du-te, bă, că nu l-am snipat. Ok, să zic mă heal-ui. Perfect. Da, boss, da, ai, Luci, mi-a dat. Gata, al meu ești. Hehe. Ok, chestia asta e destul de șmecheră cu jump-ul și toate alea. Te-a sfidat alt caracter, să fiu sincer. Cred că dacă luam lupul era mai interesant. Lupul sau... Uleu. Oh, la fix am ieșit. Putea să termine urât tare. I-a pus veverița acolo ca să farmeze. Stai, îți pare foarte tare că poți pui veverița să facă chestii. Ok, am crezut că poți să dai Q și să sari peste cineva, dar aparent nu poți. Adică sar peste grupuri și toate, dar nu sar chiar și peste toți inamicii. Ok, o să încerc să mă duc pe săgeata aia, să vedem unde Dumnezeu ne duce. Bă, dar un ajutor ar fi tare. Iar a murit, mă. Ok, deci eu dau o tonă de damage. Ok, ce e aici? Au, bandaje, sună bine. Avem niște bandaje iarăși pe noi. Hai mă, că trebuie să sugem partea asta, să plecăm de aici. Locked. Ah. Need the master key. Ah, hai mă, pe bune, m-a bombardat chestia aia în ultimul hal. Oh. Ok, Burning Witch pe supun... Da, cred că exact ca... Deci, în fel de Left 4 Dead top-down. Doar că lucrurile s-o leacă mai MOBA-ish, pot să zic așa. Adică după cum vine, vedeți, arată ca un MOBA, dar practic nu este un MOBA, deci... Dar pare disactiv, mai ales că cu prietenii poți face o treabă destul de tare. Și cred că dacă îl faci o leacă mai, smooth, acționezi și mai fast-paced și ceva mai multă diversitate la spell-uri, nu cred că e vreo treabă. Pe bune, un rechin ne-a mâncat toate alea, e serios? Auleu. Ok, nu e bine, fuck. Ok, am nevoie de suport moral aici, lucrurile nu o iau deloc bine. Ulala, asta nu e bine. Jap, perfect. Ah, ok, deci asta face ultima ta, efectiv dă ca disperat un bom bom bom. Ok, încerc să sar peste ăștia pentru că trebuie să ajung la spell, la ușă. Ok, am arcat acolo. Oh god! Ok, asta văd că am murit super repede. Oh, e baricada aici, mă, cât de orb sunt. Poți dai zoom? Nu știu că nu poți dai nici zoom, adică mi-aș fi plăcut să analizez ulea cum arată caracterele. Ok. Și cum sună asta? Mai sună ca și cum aș juca Apex Legends și cineva spune Mozambique here. Bine, pe vremea când era mema, acum nu știu cât de mare mai e și mema asta. Ok, ar trebui să mai folosesc din healing stuff-ul ăsta. Find a way to the ferry's dock. Păi, nu sunt deja acolo? Probabil că nu sunt. Veverița aia face treabă, boys. Ok, hai că nu mai avem foarte mult. Iui! Mamă, deci ce mi-a terminat, oleu, bomba. Mamă, noroc că am văzut-o, frate, mă jur, noroc că am văzut-o, că altfel ieșea urâtă treaba. Ok, Twig. Boom.
Mamă, niște healing ar fi fost drăguț. Ai, marginea de range pe care o aveam, de-aia mă pune să mă apropii de ei așa tare. Bun, așa. Ok, E-ul văd că dă o tonă de damage. W-ul e mai mult așa dacă vrei să dai într-o grămadă și să culegi după aia kill-urile, după ce cineva dă o tonă de damage. Dar văd că sunt o tonă de... Văd că am și ceva buff-uri dubioase pe care... Nu știu exact cum le obțin, adică uitați-vă, fiecare are câte un picior sau ceva. Deci, aia bine, piciorul și înseamnă, probabil, da, că se referă la attack speed, adică attack speed, mișcare și toate alea. Mă gândeam că poate vreo altă schemă. Cred că jocul ăsta ar fi și mai distractiv dacă ar fi un semi-ARPG unde îți pică niște iteme de pe jos și toate alea. Bă, ce nu zici, bă, că dai heal? Mamă, ce panoramă, ia dă heal și nici nu dă vreun semn de viață. Tut. Ok, am crezut că se schimbă felul cum cum dă voltul, dacă ți-i apăsa sau ceva. F to call, hold until it arrives. Ok, ce efectiv trebuie să așteptăm aici. Ah, zici ceva, oh, normal că acum trebuie să vină ăsta super, super greu, nu-i așa? Total de acord, sister. Ok, bombardamentul pe băieții mei aici. Berberița ne cară pe toți. Cred că dacă apoi berberița și pe aia încep să stai și să tragi, cea mai bună soluție, pentru că chestia asta te salvează. Bun, așa, oh, doamne. Ok, văd că și berberița a început să dea damage. Abilitatea cu berberița dă ceva damage destul de bun. Stai, ăla nu e a meu? Dar ce are viața roșie? Ioi. Are de-alea, cum se cheau, nu e sigur pe sine? Ai, e roșie din cauza că mai puțin și moare. Pe bune, mai mulți? Aoleu, bă, să mor. Mamă, dar am stat fix în abilitățile lor. Hai că m-au spart. Hai, AI-ule. O, măcar AI-ul e foarte deștept. Aoleu. O, e numele jocului. Darksburg ăsta. Ok, încarcă, lovește. Doamne, are multă viață la ține, nu și-a blocat. A făcut level up sau ce-a fost aia? Ok, ia de acolo. Oh, nu aveam cum, firar. Ajutor. Cred că am să mor. Ok. Ok, nu, doamne. Te pup. Te pupă, Bobby. Da, s-o simt feriu, dar stai un pic, boss, că trebuie să scăpăm de ăla. Eu nu mă las pe, nu-l bat pe fraierul ăla. Ok. Ce s-a întâmplat? Primim măcar ceva reward? Prea. Oh, God. Deci de-aia zis jump on the ferry, că iau ce e aici. Ok, încetul cu încetul, încetul cu încetul, Bobby. Surel. Distruge tot ce stă în cale. Fă drum către ferry. Dă-i mă cu laserul ăla undeva unde trebuie. Mamă, dar așa de low sunt. Oh my God. Încerc să sar. Oh, m-a dormit. Fii atent. Mi-a luat poison. Ok, pe ferry, boys. Aia zic. Bă, nu e rău. Eu zic că dacă aș fi jucat și cu cineva, probabil a fost mai distractiv. Dar nu e rău. Adică chiar nu mi se pare un joc destul de naș. Nu mi se pare nașpa sau ceva. Actually looks nice. Și vreau să văd ce eroi mai erau. Deci dăm iarăși play, quick play, all modes, că așa oricum nu se joacă nimeni, ca zici că e vreo treabă. Dar îmi face mie, sper că îmi face mie propriu joc. Vreau să văd ce unități mai era. Deci aveam pe Abigail, pe care am văzut-o deja. Mai urmează de 2. Runold fie healerul de fapt. Oh, ok, deci ea e efectiv nebună, rău de tot cum dă. Varag e un fel de tank, ceea ce e destul de tare. Și asta e efectiv ea e un fel de, cum îi spune, demon hunter, ceva.
Nu știu. Ceva în genul ăsta. Dar mai departe joculețul pare destul de simpatic. Sper că mai adaugă chestii mai încolo și sper să facă ceva cu jocul ăsta și să-l lanseze. Sper doar să nu rămân în Early Access pentru totdeauna. Dar oameni buni, cam asta ar trebui acest video cu Darksburg. Dacă v-a plăcut acest joc și vreți să vedeți mai multe jocuri de genul ăsta pe viitor, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne-ați zis data viitoare. Pa, pa!